Bine v-am regăsit! Suntem din nou la Lumea nu este cum crezi și azi îmi propun să răspund la o altă întrebare care apare pe genericul clipurilor din această serie și anume la întrebarea: crezi că în stația orbitală cosmonauții sunt în imponderabilitate pentru că nu îi atrage Pământul? Se pare că multă lume nu înțelege corect mișcarea sateliților și, în general, mișcările astronomice. Așa că m-am hotărât să încerc să lămuresc câteva lucruri din acest domeniu. Și în acest caz, așa cum se întâmplă, din păcate, de multe ori, alegerea nefericită a unui cuvânt duce la confuzii. Este vorba despre cuvântul imponderabilitate. Imponderabilitatea este starea în care corpurile nu au greutate. Dar ca să n-aibă greutate, ele nu trebuie să se găsească într-un câmp gravitațional. Ori, după cum veți vedea, nu acesta este cazul atunci când vorbim despre stația orbitală sau despre naveta spațială care se rotește în jurul Pământului sau, în general, despre orice vehicul cosmic care se mișcă în limitele sistemului solar. Cred că pentru a ușura înțelegerea nu strică un scurt istoric al cunoștințelor despre mișcările corpurilor cerești. Până la Isaac Newton, oamenii credeau că există două mecanici. Mecanica terestră, care ne explică mișcările aici pe Pământ, și mecanica cerească, care explică mișcările planetelor, în primul rând. Ei credeau acest lucru pentru că nu înțelegeau de ce se mișcă planetele așa cum arată observațiile astronomice. Atâta vreme cât a existat părerea că Pământul este în centrul sistemului solar, în centrul Universului, de fapt, planetele păreau că se mișcă pe traiectorii ciudate, care nu puteau fi explicate cu ajutorul mecanicii terestre. Dar atunci când Copernic a elaborat sistemul heliocentric, bazându-se pe foarte multe observații astronomice, adică sistemul în care Soarele se găsește în centrul sistemului solar și planetele toate, inclusiv Pământul, se rotesc în jurul Soarelui, în acel moment, lucrurile s-au simplificat foarte mult. Dar cred că trebuie menționat faptul că nu a fost Copernic primul om care a înțeles acest lucru. Au existat mulți înaintea lui, unii chiar din antichitate, cum a fost Aristarh din Samos, care s-a născut cu vreo 300 de ani înainte de Hristos, și care nu numai că a înțeles că Soarele este în centrul sistemului solar și că Pământul împreună cu toate celelalte planete se rotesc în jurul Soarelui, dar chiar a găsit ordinea corectă în funcție de distanța până la Soare a planetelor, și anume Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn. Acestea erau singurele planete care se cunoșteau pe vremea respectivă, planetele care se pot vedea cu ochiul liber. Având la dispoziție modelul heliocentric al lui Copernic, Newton, care s-a născut cu 100 de ani după moartea lui Copernic, a putut să demonstreze că planetele și toate corpurile cerești, Luna de pildă, ascultă de aceleași legi ale mecanicii pe care le avem și aici pe Pământ. Adică a reușit să unifice cele două mecanici, mecanica terestră și mecanica cerească. El a demonstrat că nu este nevoie decât de o singură interacțiune pentru a explica toate mișcările astronomice. Și această interacțiune este interacțiunea gravitațională. Pentru a explica de ce nu cade Luna pe Pământ, Newton a folosit un experiment mental pe care azi îl numim ghiuleaua lui Newton sau tunul lui Newton. Să ne imaginăm, a zis Newton, că avem un tun în vârful unui munte foarte înalt, așa cum vedeți în desen. Și să ne imaginăm, a spus Newton, că acest tun este încărcat cu praf de pușcă și trage o ghiulea. Ghiuleaua va cădea, să zicem, în punctul A. Acum, punem mai mult praf de pușcă, ca să mărim puterea exploziei, ca să mărim viteza cu care ghiuleaua iese din țeava tunului și tragem din nou. De data asta, ghiuleaua va merge mai departe, va cădea mai departe, va cădea în punctul B. Punem și mai mult praf de pușcă
și tragem din nou cutunul și de data asta ghiuleaua va cădea în punctul C. Punem și mai mult praf de pușcă, tragem cutunul, de data asta ghiuleaua va cădea în punctul D. Iar dacă punem suficient praf de pușcă și dacă tunul rezistă la o astfel de explozie și imprimăm ghiulelei ceea ce se numește prima viteză cosmică, despre care vom discuta imediat, atunci traiectoria ei după ce tunul lansează ghiuleaua este traiectoria E din desen. Adică ghiuleaua cade în continuare, dar pentru că Pământul e rotund, orbita ei devine cerc la această viteză și rămâne tot timpul la aceeași înălțime deasupra Pământului. Viteza minimă cu care trebuie să lansăm în acest fel un corp ca să devină satelit artificial al Pământului se numește prima viteză cosmică și are valoarea de aproape 8 km pe secundă. Deci o viteză foarte mare pentru vitezele, față de vitezele cu care suntem obișnuiți de obicei. Și tocmai din această cauză, oamenii n-au reușit să lanseze un satelit artificial al Pământului decât după ce au reușit să dezvolte tehnica rachetelor care permit atingerea unei astfel de viteze. Și în anul 1957, Uniunea Sovietică a lansat primul satelit artificial al Pământului, care s-a numit Sputnik 1. Dacă lansăm ghiuleaua din tun cu o viteză mai mare, atunci traiectoria devine o elipsă. Și cu cât viteza este mai mare, elipsa devine mai alungită. Iar dacă ajungem la o anumită viteză care se numește a doua viteză cosmică, atunci ghiuleaua nu mai rămâne satelit al Pământului, ci se îndepărtează veșnic de Pământ, scăpând până la urmă de atracția Pământului, de câmpul gravitațional al Pământului. Această a doua viteză cosmică are valoarea de un pic mai mult de 11 km pe secundă. Deci, evident, mai mare decât prima viteză cosmică. Ca să mergem mai departe, trebuie să înțelegem ceva. Și anume că felul în care se mișcă un corp sub acțiunea unui câmp gravitațional nu depinde de masa corpului. Toate corpurile se mișcă la fel dacă au fost lansate cu aceeași viteză și același unghi într-un câmp gravitațional. Primul care a înțeles acest lucru a fost Galileo Galilei, care a făcut chiar și experimente ca să demonstreze acest lucru. Legenda spune că ar fi lăsat să cadă din turnul din Pisa două bile metalice de mase diferite și că în felul ăsta a demonstrat că ele ajung deodată jos, ceea ce arată ceea ce am spus mai înainte, și anume că sub acțiunea câmpului gravitațional corpurile se mișcă la fel independent de masa lor. Nu știm dacă acest experiment a fost cu adevărat făcut, dar știm că Galileo Galilei a făcut altfel de experimente ca să arate ceea ce am spus mai înainte, și anume a lăsat corpuri să se rostogolească sau să alunece pe un plan înclinat și a demonstrat experimental că, într-adevăr, mișcarea corpurilor sub acțiunea câmpului gravitațional nu depinde de masa corpurilor. Cel mai bine se pot face astfel de experimente pe Lună, pentru că nu este aer, este vid și corpurile cad liber. În afară de interacțiunea gravitațională, nu există alte forțe care să modifice accelerația corpurilor. În clipul care urmează și pe care îl puteți găsi pe Wikipedia, la adresa pe care o vedeți, puteți vedea cum cosmonautul Dave Scott, comandantul misiunii Apollo 15, lasă să cadă pe Lună, în condiții de vid, o pană și un ciocan. Și acestea ajung jos simultan. Pentru că, neexistând aer, singura forță care acționează asupra acestor corpuri este greutatea
Și sub acțiunea greutății, corpurile se mișcă la fel, au aceeași accelerație și aceeași traiectorie. Acum să presupunem că proiectilul lui Newton este gol, are un gol interior și imaginați-vă un corp în golul respectiv, un obiect. Obiectul respectiv are aceeași viteză cu proiectilul, evident. Și dacă are aceeași viteză cu proiectilul, va avea și aceeași traiectorie, pentru că despre asta am discutat până acum, și anume că într-un câmp gravitațional, corpurile se mișcă la fel, indiferent de masa lor. Dar dacă obiectul respectiv are aceeași traiectorie cu proiectilul, înseamnă că el plutește, ca să spun așa, în interiorul proiectilului. Nu are tendința de a se apropia de pereții proiectilului, este deci într-o stare echivalentă cu cea de imponderabilitate. Dar el are în continuare greutate. Pentru că greutatea este forța cu care un corp este atras de pământ, dacă suntem aici pe pământ, sau de planeta pe care se găsește, sau de planeta în jurul căreia se rotește. Și această forță există în continuare. Dar, repet, pentru că traiectoria corpului este identică cu traiectoria ghiulelei, indiferent dacă e o traiectorie de satelit sau o traiectorie de cădere, n-are importanță. Deci, pentru că traiectoriile sunt identice, starea corpului este echivalentă cu starea de imponderabilitate. Putem să facem și un experiment mental care ne va arăta același lucru. Atenție, urmează un experiment mental care vă poate afecta emoțional. Am glumit. Mie astfel de avertizări mi se par în 90% din cazuri total deplasate, având doar rolul de a mări inutil dramatismul. Să presupunem că suntem într-un lift și se rupe cablul care ține cabina liftului. Mai mult decât atât, frâna automată care are rolul de a opri căderea liftului în astfel de situații nu funcționează. Ce se întâmplă cu noi, cei din cabină? Cădem și noi cu aceeași accelerație. Dar asta înseamnă că nu mai apăsăm cu picioarele pe podeaua liftului. Avem senzația că nu mai avem greutate. De fapt, dacă am fi stat cu o clipă înainte pe un cântar, în timpul căderii, cântarul ar arăta că greutatea noastră este zero. Iar dacă o persoană din lift ar fi sărit cu o clipă înainte să se întâmple ceea ce am spus, atunci ea rămâne în aer, ca să zic așa, în interiorul liftului, atâta vreme cât liftul ar fi în cădere liberă, adică ar fi aparent într-o stare de imponderabilitate. Dar nu uitați, greutatea persoanelor din lift nu s-a schimbat deloc. Ea este aceeași. În timpul căderii, greutatea lor este aceeași cu greutatea pe care au avut-o când liftul stătea sau când cablul nu era rupt. Nu s-a schimbat forța cu care îi atrage pământul. Deci nu sunt cu adevărat într-o stare de imponderabilitate. De fapt, NASA folosește această stare echivalentă cu imponderabilitatea pentru a-și antrena cosmonauții. Agenția are un avion aproape gol în interior, care se ridică aproape de înălțimea maximă pe care o poate atinge, după care intră în picaj. Și atâta vreme cât cade liber, cei din interior sunt într-o stare echivalentă cu starea de imponderabilitate. Și acum să ne întoarcem la cei din stația orbitală. Fiecare persoană, fiecare obiect din interiorul ei, are exact aceeași traiectorie ca și stația. Se rotesc în jurul Pământului. Ceea ce înseamnă că este într-o situație echivalentă cu imponderabilitatea, așa cum era și obiectul din ghiuleaua lui Newton. Dar nu pentru că n-au greutate. Corpurile din stația orbitală sunt atrase în continuare de Pământ. Stația orbitală însăși este atrasă de Pământ, tocmai de aceea se rotește în jurul Pământului. Această stare de imponderabilitate aparentă se menține și dacă un cosmonaut iese din stația orbitală.
din nou, pentru că traiectoria lui este aceeași cu traiectoria stației orbitale, a devenit el însuși, de fapt, un satelit artificial al Pământului, va fi practic în repaus față de stația orbitală. Nu se va îndepărta de aceasta, fi nici vorbă să cadă, pentru că are aceeași viteză cu stația orbitală și deci se mișcă la fel cu aceasta. Am auzit în încercarea de a descrie corect această stare și utilizarea altor cuvinte, de pildă, am auzit expresia condiții de microgravitație. Dar după părerea mea, această expresie este și mai înșelătoare decât cuvântul imponderabilitate, pentru că sugerează ideea că cei care sunt în această stare sunt într-un câmp gravitațional foarte slab. Nu? Micro este un submultiplu care înseamnă de un milion de ori mai puțin sau de un milion de ori mai slab. Dar stația orbitală se găsește la o înălțime un pic mai mare de 400 de kilometri și dacă facem calculele, o să vedem că acolo intensitatea câmpului gravitațional al Pământului este aproape 90% din cât este aici, la suprafața Pământului. Deci nici vorbă să fie în condiții de microgravitație. De altfel, acest procentaj nici nu contează la urma urmei, pentru că indiferent cât ar fi valoarea câmpului gravitațional acolo, cei din interior ar fi tot în această stare de aparentă imponderabilitate. Am mai auzit și o altă încercare de a explica starea de imponderabilitate din interiorul vehiculelor cosmice. Și anume, la întrebarea de ce nu cad sateliții, mulți oameni răspund pentru că în spațiu nu există gravitație. Dar dacă nu există gravitație, de ce se rotesc sateliții în jurul Pământului? De ce se rotește Luna în jurul Pământului? De ce se rotesc planetele în jurul Soarelui? De ce se rotesc stelele în jurul centrului galaxiei? Pentru că există gravitație. Dacă vrem ca un corp să se rotească în jurul altui corp, atunci trebuie o forță care tot timpul să tragă de corpul care se rotește spre corpul în jurul căruia se rotește și care se numește forță centripetă și care este tocmai atracția gravitațională dintre cele două corpuri. Deci, încercarea de a explica această stare de imponderabilitate prin lipsa gravitației aici, în sistemul solar, este absurdă, n-are nicio logică. În final, încă ceva. Ceea ce am spus până aici arată că putem simula starea de imponderabilitate în interiorul unui corp, a unui vehicul, dacă lăsăm vehiculul respectiv să se miște liber într-un câmp gravitațional. Și atunci, în interior, vom avea această stare de imponderabilitate aparentă. Vom avea o stare echivalentă cu imponderabilitatea. Dar putem să facem și într-un fel inversul, opusul acestui lucru. Adică putem să simulăm că suntem într-un câmp gravitațional chiar dacă nu suntem într-un câmp gravitațional. Gândiți-vă la o navă cosmică care se găsește departe de orice planetă, de orice stea, care se găsește într-un câmp gravitațional foarte slab, practic zero, de care n-are rost să ținem seama. Și mai imaginați-vă că această navă accelerează pe direcția și cu sensul pe care le vedeți în desen. Nu pot să spun în sus, pentru că neexistând un câmp gravitațional, nu există nici sus și jos. Mai presupuneți, vă rog, că accelerația navei este de 9,81 metri pe secundă la pătrat, adică exact atât cât este accelerația gravitațională aici la suprafața Pământului. Accelerația gravitațională este accelerația cu care cade un corp atunci când îl lăsăm să cadă liber. Ce vor simți în această situație cei din interiorul navei? Ei se vor simți exact așa cum s-ar simți aici, la suprafața Pământului. Adică vor simți că apasă pe podeaua navei, de fapt nava și podeaua accelerează și accelerează și pe ei și așa apare această apăsare, dar din punctul lor de vedere vor avea senzația că sunt atrași
în jos. Pentru ei există sus și jos din cauza existenței accelerației despre care am vorbit. Dacă o persoană din nava cosmică va lăsa un corp din mână, acesta va cădea din punctul persoanei respective de vedere. Noi din exterior înțelegem altfel ce se întâmplă, și anume, odată ce corpul a fost lăsat din mână, el își continuă drumul cu viteza pe care a avut-o în momentul acela, pe când cel care l-a lăsat să cadă accelerează odată cu nava și atunci corpul rămâne în urmă. Dar din punctul de vedere al celui care l-a lăsat să cadă, corpul cade, exact așa cum ar fi pe pământ. Sau, dacă o persoană urcă pe un cântar în navă, cântarul va arăta greutatea persoanei respective, masa persoanei respective. Dar va arăta exact același lucru ca și aici, pe pământ. Toate acestea ne arată că un sistem de referință care accelerează este echivalent cu un sistem de referință care se găsește într-un câmp gravitațional. Cei din navă, repet, nu pot să facă niciun experiment ca să spună, dacă nu știu unde sunt și nu văd în exterior, care să le răspundă la întrebarea, suntem într-o navă care accelerează sau suntem la suprafața Pământului. Această echivalență între cele două sisteme de referință are un nume în fizică, se numește principiul echivalenței și a stat la baza experimentelor mentale propuse de Einstein ca să ajungă la teoria relativității generale, care este singura teoria gravitației confirmată de absolut toate experimentele și toate observațiile care există până acum. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă ați crezut până acum că în spațiu nu există gravitație și că în stația orbitală cosmonauții sunt în imponderabilitate pentru că nu-i atrage Pământul, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!